Bine v-am regăsit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Săptămâna aceasta avem în studiu Răscumpărătorul lui Iov. Dacă la începutul seriei acestea de studii discutam că răspunsurile din cartea lui Iov le regăsim la Golgota, răspunsurile definitive și nu sunt chiar definitive, în cele din urmă și în veșnicii vom studia subiectul acesta, nu, a marii lupte, pentru a-l înțelege. Aici facem un pas mai departe și înțelegem mai mult decât Dumnezeu i-a răspuns lui Iov, nu? Răspunsul, de fapt, la problemele ridicate în cartea lui Iov apare în ceea ce a făcut Domnul Hristos, nu? Sacrificiul pe care l-a făcut El. Împreună cu Mihai, bine ai revenit, Sergiu, bine ai revenit, Marius, bine ai revenit și Adelin, bine ai revenit. Studiul trecut am văzut o listă întreagă de întrebări care au legătură cu natura și am văzut că Dumnezeu se revelă în natură și este un mijloc minunat de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Totuși, cunoașterea lui Dumnezeu prin natură nu este una completă și lipsește un element esențial, elementul mântuitor. Nu putem cunoaște pe Dumnezeu ca mântuitor, numai prin natură. Sunt unii care, deiști, de exemplu, cred că Dumnezeu a creat natura și a lăsat-o să se dezvolte după anumite legi, da, după anumite legi pe care le-a creat. Dar asta deja indică un Dumnezeu distant. Ori Biblia nu ne lasă această imagine. Din contră, ne arată un Dumnezeu care atât de mult s-a implicat în viața noastră, încât a luat chiar suferințele noastre asupra Lui, a luat natura noastră, exact așa cum e ea, cu slăbiciunile ei, cu degradarea la care ea a ajuns, cu suferințele noastre, așa cum spune și versetul de memorat. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Răspunsul nu, în cartea lui Iov, răspunsul nu este propozițional. Oricât ai stat să înțelegi, nu înțelegi. Răspunsul este relațional. Răspunsul vine din prezența Mântuitorului. Răspunsul vine din modul cum știi să stai lângă acest Mântuitor, să crezi în acest Mântuitor și să iubești acest Răscumpărător. Mie ceea ce îmi place foarte mult în legătură cu titlul acesta și apoi cu aluziile pe care le face la unele declarații din cartea lui Iov este să văd că, într-adevăr, pe vremea lui Iov putem vorbi de o revelație generală, în același timp putem vorbi de un alt tip de revelație care se apropie de revelația specială. De ce? Pentru că ei aveau o cunoaștere despre Dumnezeu transmisă din generație în generație pe cale orală, care se apropie mai mult de revelația specială decât de revelația generală. Pentru că erau informații transmise din paradis, informații transmise de la marii oameni lui Dumnezeu în contextul potopului și așa mai departe. Și atunci, ei nu aveau o înțelegere pe care o avem noi astăzi. Dar ei aveau totuși noțiuni despre mântuire, despre jertfă, despre răscumpărare, despre înviere și multe alte elemente, în așa fel încât cei care doreau să aibă o relație mântuitoare cu Dumnezeu să o poată dezvolta. Ceea ce mi se pare, să zic, captivant la studiul acesta 12 este că ne apropiem de sfârșitul cărții lui Iov în introducere și vedem că parcă așteptăm un răspuns mult mai pozitiv, mai complet la, să zic, la tot ceea ce s-a întâmplat cu viața lui Iov. Și vedem că, spre sfârșit, cu toate că este un sfârșit pozitiv, de obicei, când ne uităm la un film sau ascultăm o poveste, parcă ne place ca finalul să fie unul pozitiv, să nu fie unul negativ. Și vedem că aici este adevărat. Deznodământul este pozitiv, dar parcă rămân întrebări, ca și cum Dumnezeu și cu Satana se întâlnesc la un moment dat într-o simplă discuție și ai văzut, pe rolul meu, da, l-am văzut. Și ai văzut că nu este nimeni ca el, da, da, știi de ce se întâmplă treaba asta, pentru că tu îi dai și îl binecuvântezi. Și vedem că ăsta e adevărul. Mai târziu Iov apare, personajul Iov în carte, mult mai binecuvântat de Dumnezeu și recuperat, să zic, da? Refăcut total. Dar parcă rămâne un gol, cel puțin asta e percepția pe care o lasă studiul nostru, nu e tot ceea ce ar fi trebuit să primească Iov. Parcă e o chestie, e ceva
ceea ce nu ne lasă clar aici. Îmi place foarte mult afirmația lui Iov, răscumpărătorul meu este viu, și e surprinzătoare, pentru că, așa cum spunea Sergiu, chiar este o concepție biblică corectă. Adică Iov privea la Mântuitorul care era viu și, într-adevăr, Iisus Hristos era viu, pentru că este persoana Dumnezeirii care a existat dintotdeauna și în același timp urma să vină în viitor pe pământ. Și s-a aplicat perfect la Mântuitorul Iisus Hristos. Nu e de mirare că unii au contestat atât de mult cartea lui Iov, pentru că nu-și imaginează că oamenii din timpul acela aveau atâtea cunoștințe despre Dumnezeu Mântuitor, despre un răscumpărător care urma să vină. Este acum, nu e surprinzător. Gândiți-vă, chiar Domnul Hristos afirmă despre Avram. Avram a văzut ziua mea. Da? Sau Enoch are o viziune a timpului sfârșitului. Și astea sunt doar exemple punctuale. Eu cred că descoperirile lui Dumnezeu au fost mult mai numeroase și nu putem să nu ne amintim de ceea ce mai târziu Dumnezeu afirmă în Maleah, când spune că numele Lui este cunoscut de la o parte la cealaltă a pământului și se aduc jertfe, atenție, curate. Curate. Este o obiecție pe care o aduce cel suferind și pe care vreau să o discutăm. El spune așa, e adevărat, Dumnezeu ne iubește, dar El nu e cu mine aici. Nu e prezent. Și spune foarte frumos Iov în capitolul 10 cu versetul 4, oare ai ochii de carne să vezi cum vede un om? Zilele tale sunt ca zilele omului și anii tăi ca anii lui? Adică Dumnezeu acolo departe și El nu are cum să știe ce se întâmplă pe pământ. Și aici este întrebarea, este sau nu este departe? Mie ce mi se pare frumos aici, Marius, că Iov, deși vorbim de un moment în care nu avea o revelație așa cum o avem noi astăzi, nu cade în ispita prezentării lui Dumnezeu ca în filozofia greacă, ca în religia greacă, da? În momentul în care zeii sunt niște oameni mai mari. Nu. Iov este conștient de faptul că Dumnezeu este transcendent, este dincolo. Și atunci își pune întrebările acestea care sunt logice și întrebările acestea, de fapt, într-o altă formă, le-a pus cel rău în paradis, dacă Dumnezeu este dispus să, în ceruri, dacă e dispus să se sacrifice pe sine. Și atunci crucea răspunde și la întrebările acestea și la toate întrebările care au fost lansate în marea luptă în univers. De fapt, aceasta era concepția, nu, Dumnezeu? Și cartea lui Iov demonstrează că așa stăteau lucrurile, nu apare, nu. Când intervine Dumnezeu? Vorbește la început, nici nu vorbește, deci autorul cărții spune ceva despre Dumnezeu și apoi Dumnezeu intervine la sfârșit, nu? După ce Iov trece prin experiența aceasta. Este Dumnezeu alături de om? De fapt, răspunsul acesta l-a dat întruparea, nu? În planul de mântuire, nu? Poftim. Percepția pe care o are Iov este că există o putere superioară, ca și cum ne-am uitat astăzi la politicieni, să zic, da? Sunt, să zicem, între țări, da? Anumite conflicte între președinți sau între... Și cine suferă? Omul de rând, da? Pentru orice decizie economică sau pregătire de război, se măresc taxele, crește TVA-ul și așa mai departe. Și percepția pe care, cel puțin, o lasă și lecțiunea în studiul nostru, scoate în evidență ca și cum a fost o dispută, o ceartă între Dumnezeu și Satana, ceartă, o discuție, dar la care cel care a plătit, de fapt, a fost Iov. El a dus, să zic, toată povara. Și mai târziu, când el, exact ceea ce spunea Marius aici, cum e posibil ca, unde e versetul? Tu ești Dumnezeu, suveranul Universul, Creatorul. Cum ai putea să știi ce înseamnă să fii om și să suferi? E ca și cum tu ești atât de departe de realitatea pe care o trăiesc eu, încât nu cred că înțelegi suferința pe care o am eu. Asta scoate în evidență... Iov 10 cu 4 și 5. Oare ai ochi? Acum, ceea ce trebuie să observăm în contextul acesta, dacă în cartea lui Iov avem de a face cu o teofanie, în momentul în care vine Domnul Hristos, cuvântul este întrupare. Și e frumoasă descrierea din Evanghelia după Ioan. Pentru că Domnul Hristos nu doar că ni se descoperă, ci Domnul Hristos, Dumnezeu adevărat, își asumă natura noastră și o asumă pentru totdeauna.
Domnul Hristos va reveni în același chip în care a plecat la ceruri. Și mai mult, și-a asumat natura noastră afectată de păcat, cu deformități, cu limitări, cu sensibilități. Și tocmai aici este frumusețea întrupării, când Dumnezeu vine și se face parte suferințelor noastre. Și când spune în Ioanul cu 14, și cuvântul s-a făcut trup înăuntru, cuvântului de întrupare este sensul de cort, de locuire împreună, acolo în durerea omului, acolo în necazul lui, de fapt întruparea a avut în vedere cel mai mare inamic al omului. Iov totuși nu s-a confruntat el cu moartea, l-a durut mai mult pentru că erau copiii care au murit și pe care e o durere de nedescris. Ei, Dumnezeu a venit să rezolve cel mai mare dușman al omului, care este moartea, și pe care omul sub nicio formă, și în fața morții omul își vine în fire, omul își dă seama că Eclesiastul, cel care cunoaște, cel care știe totul, spune deșertăciunea, deșertăciunea. Noi nu știm nimic, noi nu suntem nimic în fața acestui imens necunoscut care este moartea. Har Domnului că aceste mari handicapuri, care este boala, care este suferința și cea mai mare este moartea, a fost rezolvată prin mântuirea. Evrei 4:15 spune: și noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și versetul de memoră spune că a luat asupra sa suferințele și durerile noastre. Deci este clar că Domnul Iisus se poate identifica total cu noi. Și mai rămâne să credem că El chiar este prezent lângă noi. Și nu e greu de acceptat acest lucru. Este evident că Iisus Hristos, fiind dispus să lase cerul și să vină să sufere pentru noi, este cu noi. Deci este evident acest lucru. Noi nu prețuim descoperirea pe care o avem prin Sfânta Scriptură. Nu, Iov nu avea această descoperire, nu a primit răspunsuri la întrebările pe care le avea, dar noi avem o viziune de ansamblu și vedem răspunsurile pe care Iov nu le-a primit, nu? Adelin. Eu vreau să spun că lecțiunea noastră scoate în evidență faptul că ascultarea de lege, cu toate că este esențială pentru viața unui creștin, nu este suficientă. Și mie îmi place foarte mult lucrul ăsta, pentru că despre Iov se spune, și cel puțin asta observăm și noi din cartea lui Iov, că el a fost fără prihară înaintea lui Dumnezeu. A avut, să zic, puterea, noi o numim, dacă ar fi să o numim putere omenească, cuvântul tam este desăvârșit. Exact. Deci el era, adică se punea cuvântul perfect în dreptul lui. Acum, puterea de a face lucrul ăsta, de a fi curat înaintea lui Dumnezeu, nu cred că atârnă de capacitatea sau de darurile pe care le primește un om atunci când se naște. Nu cred treaba asta, niciun caz. Acum, în momentul în care se scoate în evidență aici, ascultarea de lege esențială pentru viața creștină, dar nu poate mântui pe cei căzuți, eu cred că atât de convins era Iov și faptul că el a fost curat înaintea lui Dumnezeu, este pentru faptul că la un moment dat Iov a primit o putere specială de la Dumnezeu de a fi curat înaintea lui. Pentru că mai târziu se scoate în evidență același lucru despre Iisus. Nu doar că s-a făcut trup, ci s-a făcut după o fire asemănătoare cu a păcatului, și ceea ce spunea colegul meu, Mihai, spunea fără păcat, fără păcat. Deci Iisus la fel, el nu a păcătuit, diferit de Iov, clar, dar puterea pe care a primit-o Iov a fost diferită. Și acum eu aș scoate în evidență lucrul ăsta. A nu păcătui înseamnă a sta lipit de Dumnezeu. Stai departe de Dumnezeu, te depărtezi de Dumnezeu într-un mod automat, păcatul își face loc în mintea ta, în viața ta, încet, încet, fără niciun efort. Și te trezești făcând lucruri sau spunând lucruri despre Dumnezeu într-un context spiritual sau în afara contextului, despre Dumnezeu care nu sunt lucruri reale. Pentru ca Dumnezeu să fie răscumpărător era necesar nu numai ca să se întrupeze, dar și să moară în același timp. La capitolul acesta aș dori să observăm că jertfa este în centrul istoriei planetei Pământ și este în centrul istoriei și a marii lupte. Jertfa nu a fost un accident. Domnul Hristos nu a făcut ispășire prin întrupare, prin viața Lui, ci El a făcut ispășire prin moartea Lui.
toate jertfele din Vechiul Testament, inclusiv sacrificiile pe care le aducea Iov și apar la începutul cărții, după ce copiii lui aveau câte o petrecere, toate acestea arătau către marea jertfă de pe Golgota. Și, într-adevăr, pe cruce, nu doar că a fost câștigată mântuirea noastră, da? Dar pe cruce a fost îndreptățit caracterul lui Dumnezeu, a fost restabilită ordinea în univers, s-a arătat că legea lui Dumnezeu este de neschimbat. Pentru că marile întrebări pe care Satan le-a lansat în lupta dintre Dumnezeu și el au rămas în univers până când Dumnezeu moare pe cruce. Sunt trei elemente esențiale. Viața Domnului Iisus să fie cea pe care noi o trăim, deci El a luat natura noastră și a trăit o viață perfectă. Moartea Lui substitutorie, adică a plătit păcatul nostru, dar și învierea Lui. Deci aceste trei elemente sunt esențiale. Sunt unii care spun, era suficient doar viața și nu e chiar așa. Sunt unii teologi care afirmă asta. Aceste trei elemente sunt esențiale. Deci, Biblia, în general, ne prezintă un Dumnezeu alături de om, nu în suferință, nu? Cartea lui Iov, tocmai lucrul acesta îl arată și primim răspuns prin viața pe care Domnul Iisus a trăit-o. A trăit o viață de suferință, nu? A suferit așa cum suferim și noi, trecem prin încercări, prin situații dificile, nu? S-a născut într-o familie săracă, să amintim doar că s-a născut în Nazaret, unde nu se putea mai rău decât să se naște în Nazaret în timpul era respectiv. O faimă și... foarte... Da, și plus că Ellen White inclusiv zice că natura sa sfântă făcea ca contactul cu răul să fie unul deosebit de dureros pentru Iisus Hristos. Deci a suferit nu numai suferința pe care noi o putem suferi în viața asta, ci chiar mai mult decât atât, pentru că El înțelegea mult mai mult și El era mult mai sensibil decât noi. Pentru El răul era mult mai dureros. Aș vrea să mai accentuez lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. În Evanghelie se repetă atât de des cuvântul și s-a făcut milă. Unu. Apoi, lucrarea Lui a avut de-a face cu cazuri terminale. Terminale din punct de vedere al suferinței fizice, slăbănogul de 38 de ani, orbul, un orb din naștere. Deci cazuri în care Dumnezeu lucrează în mod incredibil. Și mă gândesc puțin la Maria Magdalena, la Petru, Maria Magdalena cu păcatul acesta condamnabil și care corupe și cu toate acestea vedem pe ea stând la picioarele Domnului Iisus Hristos. Este soluție pentru oricine. Ăsta este mesajul. Și dacă pun pe Iov și pe Domnul Iisus Hristos, de fapt Dumnezeu când vorbește lui Iov este Domnul nostru Iisus Hristos. El este acela care vorbește, deși acum este, cum am vorbit sudul trecut, din mijlocul furtunii, prezența lui este o prezență mântuitoare și el se bazează pe această cunoaștere. Știu că răscumpărătorul meu. Cartea lui Iov ne vorbește la început despre un personaj, nu? Satana. Ce s-a întâmplat, de fapt, la cruce în momentul în care Domnul Hristos a murit în privința aceasta, în privința lui Satana? Până la cruce, înțeleg că Satana avea un anumit acces în cerul lui Dumnezeu. Satana, în cartea lui Iov, îl vedem că merge în ceruri ca reprezentant al planetei Pământ și abia în contextul sacrificiului, Domnul Hristos spune stăpânitorul lumii acesteia, gata, nu aruncat are, da. Afară. Aruncat afară, da? Și nu degeaba în Apocalipsa, în capitolul 12, în sabatul acela când Domnul e în mormânt, se cântă o cântare de biruință și spune gata, da? Și el vine cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Eu de aici ce mai înțeleg? Că până la cruce, Satan totuși mai avea speranță. De la cruce, el știe că nu mai are nimic. Și modul în care el se raportează la creație de la cruce înainte este diferit. Și aș mai vrea să mai adaug ceva. Nu Iov este în banca acuzațiilor. Nu Iov este aici victima. Felul în care se proiectează este acești ochelari umaniști
puși pe, pe Scriptură și uneori când durerea te împinge și e bine să stai și să nu îl condamni pe omul care plânge și care își plânge durerea și să-l oprești. Când uneori poate spune, dar Dumnezeu unde este? Dumnezeu nu mă vede. Cred că nu trebuie să închidem gura obligatoriu și să sărim în împotriva lui Dumnezeu și fiind de acord cu el. Dar nu omul este aici victima. Dumnezeu este victima. Dumnezeu este în banca acuzaților aici. Și Iov este ales ca martor. Hai să vedem. Ce poate să spună Iov ca martor unic? Pentru că sunt celelalte miliarde care sunt martori de partea celui rău. Ei, Domnul Iisus Hristos tocmai aceasta face. Scoate la suprafață unde duce răzvrătirea, unde duce neascultarea, unde duce depărtarea de Dumnezeu, unde duce eliminarea legii din univers. Și prin aceasta este această sentință din Ioan 12 cu 20, cu 31. Acum are loc judecata lumii, era vorba când era pe pământ, la crucea de pe Golgota. Acum stăpânitorii lumei acesteia aruncat afară. Da. Primim răspunsuri și unele răspunsuri le vom primi doar în veșnicie. Vom studia subiectul acesta. Cartea lui Iov, deci, primește foarte multe răspunsuri în restul Scripturii, în mod special în Noul Testament, nu? Avem o lumină mult mai mare asupra acestei mari lupte care a început în ceruri și se va sfârși pe acest pământ, nu? În univers. În cele de urmă vom studia subiectul acesta și de-a lungul veșniciei. Aș mai vrea să spun ceva, Eugen, și anume că acest subiect este pierdut din vedere printr-o folosire exagerată. Noi atât de mult am vorbit despre subiectul acesta încât nu îl mai auzim. Atât de mult s-a... Și atunci trebuie într-un fel găsită acea alternativă, acea exprimare prin care să redescoperim frumusețea Evangheliei, pe de o parte. Pe de altă parte, lumea seculară, mișcarea umanistă, deconstruiește acest frumos adevăr, lăsându-l doar la ideea unui mântuitor care a fost doar ca personaj istoric. E adevărat, un personaj real, un personaj miraculos, un personaj deosebit, dar om, nu Dumnezeu. Ori trebuie să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este și om adevărat, dar și Dumnezeu adevărat. Ca Dumnezeu, El a găsit singura soluție și soluția era El pe cruce. Studiul de miercuri e spre final deja. Compară, să zic, viața lui Iov de suferință cu suferința pe care a avut-o Iisus pe acest pământ. Și vedem că, dacă ar fi să comparăm, sunt multe lucruri pe care, zicem noi, omenește, Iisus nu le-a suferit, da? Iisus n-a avut copii în perspectiva, să zicem, fizică a vieții trăite pe pământ. Și sunt multe lucruri care am putea spune că Iov a suferit mult mai mult ca Iisus din anumite puncte de vedere, cel puțin în perioada aia scurtă, decât Iisus. Nu fiu de acord cu tine. Știu. Când toți erau copiii lui. Exact. Păi asta e. La un moment dat, în Ghețemani, se exemplifică lucrul ăsta. Momentul în care el merge deoparte, se pune pe genunchi și vedem suferința pe care el o purta pe umerii lui, care era mult mai mare și mult mai grea decât suferința pe care a dus-o în perioada aceea de suferință Iov. Și vedem că încercarea lui Satana, prin, inclusiv cu Iisus și cu Iov, a fost de a-l arăta pe Dumnezeu universului că Dumnezeu este un Dumnezeu nedrept. Este un Dumnezeu care, de fapt, creaturile pe care le are se folosește de ele. Mai mult decât atât, suferința e o consecință a creației lui Dumnezeu și asta a încercat el să facă și inclusiv în istoria lui Iov și mai ales la cruce, când se încheie capitolul acesta al nedreptățirii lui Dumnezeu în fața îngerilor și în fața tuturor lumilor necăzute în păcat, vedem că aici, la cruce, se pune punct îndoielilor, să zic așa, din mintea îngerilor și lumilor necăzute în păcat. Ce aș mai dori eu, gen, pe partea aceasta finală a studiului să afirm, Satana se folosește de suferință și este una din armele sale.
în situația lui Iov, în cazul Mântuitorului nostru și a mii și mii și poate putem afirma chiar milioane de creștini care au terminat viața frumos, s-a dovedit faptul că suferința este și o cale prin care ne apropiem mai mult de Dumnezeu, credința noastră este întărită și ne identificăm până la urmă cu Mântuitorul nostru. Iov a trebuit să privească prin credință în viitor, să vadă un Mântuitor. Noi trebuie să privim în trecut, la fel cu credință, să vedem persoana, nu numai istorică a Domnului Iisus, un Mântuitor personal. Și atunci când cunoaștem pe Mântuitorul nostru, asta ne schimbă viața și o aduce în perfectă ascultare de legea Lui și ne aduce o viață plină de credință și de bucurie. Să ne aștept Dumnezeu să înțelegem ce vrea să ne transmită prin studiul acesta minunat al cărții lui Iov și în felul acesta să găsim răspunsurile care sunt ridicate de fapt de cartea lui Iov în întreaga Scriptură, nu numai de la început încă se stabilea principiul acesta nu care trebuie să urmăm. Întreaga Scriptură clarifică subiectul care există în cartea lui Iov, nu numai cartea lui Iov. Cartea lui Iov puține răspunsuri. Să ne aștept Dumnezeu să înțelegem că Dumnezeu le cunoaște pe toate și este lângă Cel care suferă și să fim și noi lângă cei care suferă, nu? Chiar astăzi, chiar sunt evenimente la care putem participa și să fim lângă cei care suferă. Dumnezeu să ne ajute la acesta. Amin. Amin.